Ceva începe? Bună dimineața, stimați prieteni! Suntem din nou la emisiunea În Dialog, în direct cu Igor Dodon, platformă care am lansat-o câteva săptămâni urmă, dar mă bucur că deja devine destul de popular. Suntem live și pe TikTok, deci vă rog, cine are careva întrebări, vă rog să le adresați. Ca de obicei, din start o să mă refer la câteva subiecte pe care le consider cele mai importante din săptămâna curentă. Primul subiect care, practic, pe toți noi ne-a uimit, ține de soldații, ostașii americani care au apărut pe câmpurile din sudul țării. Eu am spus în live-ul de săptămâna trecută că cel mai probabil PAS, președintele Maia Sandu, vor face tot posibilul ca în perioada imediat următoare, în decurs de un an jumate, Moldova să schimbe Constituția și să renunțe la statutul de neutralitate. Păi uitați-vă ce se întâmplă. Maia Sandu recent la New York, la Organizația Națiunilor Unite, face declarație că neutralitatea nu garantează securitatea Republicii Moldova. Deci președintele țării deja deschis pledează pentru modificarea statutului de neutralitate. Doamna Sandu, vă aduceți aminte ce ați promis oamenilor în campanie electorală 3 ani în urmă? Eu o să vă amintesc, o să iau și o să stai și o să vă arăt ce video. Dumneavoastră ați spus că Moldova este țară neutră și noi niciodată nu vom renunța la statutul de neutralitate. Acum, Maia Sandu, la fel cum a spus Orician și alții săptămâna trecută, de la o tribună foarte înaltă, asta e Organizația Națiunilor Unite, declară că Moldova trebuie să renunțe la neutralitate. Păi spune mai direct că ai sarcina din partea celor care te controlează din afara țării, că Moldova să devină țară membră NATO. Uitați-vă ce s-a întâmplat săptămâna asta în sudul țării. Oamenii pe lângă sat, pe pământul lor, văd tehnică militară și văd ostași străini în Republica Moldova. În primul rând, acesta este ilegal. Eu am consultat și foștii ministri apărării, specialiști care spun că aplicațiile militare, dacă faceți exerciții militare și ați anunțat, ele se fac pe poligon. Adică tehnica de la un poligon se mișcă pe drumurile Moldovei până la alt poligon, dar nu faceți trageri în câmpuri, nici mișlie lângă sat. Noi chiar nu înțelegeți că asta este ilegal. Nu, săvsem strac pe terele. Voi să răspundeți pentru lucrul ăsta? De ce Maia Sandu și colegii săi, renunțați la ideea aceasta? Renunțați la ideea de a atrage Moldova într-un conflict militar. Nou nu ne trebuie ideile voastre de a ceda statutul neutralitate pentru a deveni parte a unui bloc militar. Evident că voi trageți țara în NATO. Al doilea subiect care a fost discutat săptămâna aceasta, evident, este prelungirea situației excepționale. Guvernarea Maia Sandu, asta e în istoria modernă a Republicii Moldova, se intră ca guvernarea CP, чрезвычайное положение. Recent, ieri, au prelungit încă 60 zile. Asta e bătaie de joc față de noi toți, evident. Evident că și pentru asta o să răspundă. Dar, stimați cetățeni, de ce fac lucrul ăsta? Fac pentru a utiliza netransparent banii din bugetul de stat și cei care vin de peste hotare. Domnule Recean, dumneavoastră ați promis când ați devenit prim-ministru, este informația aceasta, că o să faceți public, o să faceți o tabelă și o să spuneți ca ce bani au intrat în țară la donatori și ea ca un s-o dus banii ăștia. Păi vă lăudați în fiecare zi că vă dau miliarde. Ce l-a dat un miliard? Ăsta v-a dat un miliard. Unde-s banii, Maia? Domnul Recean, unde informația cum se utilizează resursele externe? Datoria crește în fiecare zi, atât internă cât și externă, iar Moldova devine mai sărac. Uitați-vă, nivelul sărăciei absolute 31%. În ultimii 8-9 ani, așa ceva, Moldova nu a fost cel mai mare nivel al sărăciei din 2014 încoace. Dar voi vă ascundeți după situație excepțională pentru a utiliza netransparent, pentru a fura banii care noi plătim impozite și cei care vin din afara țării.
În condiții de situație excepțională, trăiește Republica Moldova deja 2 ani. Guvernarea PAS, guvernare CP. Maia Sandu este o cerezvâceaină situație pentru Republica Moldova. Eu cred că lucrul ăsta îl înțelegem toți. Și uitați ce se întâmplă cu economia în acest sens. Toate țările vecine avem creștere economică. În Moldova -2% și -2,3% în primele 6 luni ale anului curent. Industria -7%. Importurile, exporturile, la pământ. Încasări la buget, la pământ. Dar voi faceți situație excepțională și vă plimbați prin lume. Хорошо устроились. Dar lucrul ăsta se termină. Al treilea subiect al săptămânii cred că ține de justiție. Ați văzut reforma justiției în aplicație? Și aici mă refer nu doar la membru CSME care recent s-a dovedit că are dosar penal. De mult, vreo 5 ani, că lua mită de la studenți. Și care este, apropo, fan sau membru sau nu știu ce este acolo la pasului. Nu, ca să fie clar pentru ce trebuie CSME-ul ăsta. CSME-ul este un organ care numește în funcție judecători. Anterior, chiar când eram eu șef de stat, mi-aduc aminte ce gălăgie era din partea opoziției de atunci, pas acum, partenerilor de dezvoltare. Doamne ferește, cineva să vă bage oamenii lui în CSME. Și atunci erau 6 judecători, 6 din domeniul profesional, oameni de vază. Erau să ajungi în CSME, Consiliul Superior al Magistraturii, erau o onoare. Și știau toți din domeniul justiției cine sunt membrii CSME-ului. Ce au făcut acum? Au stricat tot și au pus judecători de lor loiali și ongiști galbeni. Și tot sistemul s-a dus de râp. Voi cel mai mult vorbeați de reforma justiției. Pentru ca să vă aduceți... Stați puțin, îți spuneți ce? A, să schimbă... Da. Ok, stați băieți o secundă, pentru că aici ascult că nu se vede bine. Așa mai bine? Da, live-ul pe TikTok era puțin pe o parte. Acum, da, bună ziua. Așa, este. Mă întorc la reforma justiției. Și-au pus ongiși galbeni acolo și speră că sistemul o să funcționeze. Nu funcționează. Nu funcționează și nu va funcționa. Noi știam că la aceasta o să ajungă. Atunci când ilegal v-ați bătut joc de procurorul general, dosare penale la comandă și multe, multe altele. Noi știm că așa o să ajungă. Dar ceea ce se întâmplă acum, eu cred că nimeni nu s-a așteptat. Uitați, a trecut o săptămână de când membrul ăsta CSM-ului, nici nu știu cum e numele lui, cu scandal. De ce nu și-a dat demisia încă? O așteaptă Maia să vină de la New York? Și el trebuie să plece a doua zi din funcție. Și comisia vetting, pre-vetting, ce este acolo, care nu a observat lucrul ăsta, tot trebuie clarificat. De ce ei nu a observat? Ați adus acolo străini, ați crezut că cu străini o să fie mai bine. Nu îți primești nimic nici cu străini. De ce reforma justiției în Republica Moldova este o catastrofă, o nouă catastrofă, care a fost creată de Maia Sandu și complicii săi. Apropo, chiar un caz recent. Ieri la Curtea Supremă de Justiție, unul din judecătorii care este în completul, care mă judică pe mine, a recunoscut, apropo, transferat din raion, tot ilegal transferat, a recunoscut că soția lucrează la Energocom. Și foarte interesant. După ce el a fost transferat din teritoriu să-l judece pe Dodon în Curtea Supremă de Justiție, soția a fost numit președintele Consiliului de Administrare la Energocom. Și alături de un martor pe dosarul meu, Slusar, ei semnează contracte de miliarde ce țin de aprovizionarea cu gaz, cu energie electrică. Acum spuneți-mi, vă rog, cât e imparțial poate să fie un judecător la care locul de lucru a soției depinde de deputații și de membrii PAS, care sunt oponenții mei politici. Păi noi vrem justiție corectă în așa situație? Și judecătorul ăsta a spus că da, nu e nicio problemă, eu nu văd niciun fel de conflict de interes. Cum nu e conflict de interes? Energocomul e o altă cauză penală care am dosar în judecat. Noi să ne consultăm cu avocația și să decidem ce facem, dar eu cred că acest judecător trebuie singur să se
autorecuzeze sau cum se numește procedura aceasta, să dea deoparte din dosar. Ar fi corect, onest. Poți să vedem ce o să fac. Și o să luăm decizii și noi cu avocații. De ce cu reforma justiției ați dat-o în bară? Stimați sau nestimați guvernanți? Deja nu vă mai crede nimeni. Judecători tineri, fără șleifuri, deci fără schilete, voi i-ați dat deoparte, nu i-ați promovat, i-au picat vetingul, prevetingul vostru, dar pe ăștia cu dosare penale, care i-au omitit la studenți, îi promovați în funcție. Ia că asta e adevărată reformă justiția mai sunt. Și al treilea subiect al săptămânii este ține de alegeri. Au început primirea documentelor. Noi tot am depus actele în, practic, în toate raioanele din Republica Moldova pentru consilieri regionale. Am depus actele și pentru candidații noștri în funcție de primar a municipiului Chișinău și municipiul Bălț. Cunoașteți, la Chișinău este domnul Adrian Albu, o persoană foarte competentă, care sunt sigur că va da un impuls nou la tot ce se întâmplă în Chișinău. Și la Bălți mergem cu domnul Moroșanu Maxim, o persoană nouă, tânără, care a venit în echipa socialiștilor câteva luni în urmă. Eu cred că la Bălți, la sigur, candidatul nostru va ieși în turul 2 și în sfârșit socialiștii vor învinge în alegerile locale din Bălți. În Chișinău situația, evident, e mai dificilă, pentru că mulți consideră pe, din alegătorii noștri socialiști, îl consideră pe Ion Cioban încă socialist, cu toate că eu am spus de multe ori, el nu socialist, el a trădat socialiștii, el s-a vândut la PAS, el va face coaliții cu PAS și cu Maia Sandu. Vedeți că nu s-a atingut unul pe altul. Dar vom lupta și în Chișinău. Și pe fundalul la ce se întâmplă cu alegerile, vedem un lucru tare interesant. PAS-ul încearcă să curețe terenul pentru candidații săi. Eu nu știu cine e primarul din Isporeni. Eu nu am avut cu el contact niciodată. Da, și mi este oponent politic a ideologiei. Dar eu condamn categoric ce a făcut PAS-ul cu acest primar din Isporeni. Oare voi nu ați știut despre pretințiile încălcări de care vorbiți o lună în urmă, jumătate de an în urmă, o an în urmă? Ați știut, pentru că, din câte înțeleg, toate faptele sunt documentate de mult. De ce în ziua când omul vrea să meargă să depui actele în alegeri, voi îl trăsniți? Eu condamn categoric ce se întâmplă la acest capitol în plină campanie electorală. Acestea au fost trei subiecte ale săptămânii, cum v-am promis succint. Acum o să răspund la câteva dintre întrebările dumneavoastră care deja vin. Eu cred că am vreo 10 minute să răspundem. Așa, noi vrem pace, nu război, Valentin Munteanu, de asemenea. Bună dimineața, când se vor petrece alegerile? Crezi de pe TikTok. Alegerile au loc pe data de 5 noiembrie. Campania electorală începe pe data de 6 octombrie. Apropo, stimați concetățeni, eu o să fiu în fiecare centru raional și în o bună parte din sate. Eu din timp, la începutul săptămânii, o să fac anunț în ce raioane o să merg și unde vor fi întrevederile. De aceea, cei care vor să vină la întrevederile electorale, unde voi participa eu personal cu colegii, sunteți bineveniți. Tatiana Fântână, nu are frică nici de lege, nici de popor, nici de Dumnezeu. Victor Cerbă, lasă că mai iau puțin și scăpăm de ei. Dar sarcina voastră rămâne după asta să trageți la răspundere și pușcăriei pe toți idioții ăștia de azi. Victor, știi, o să spun un lucru. Mie mulți mi-au spus că eu am fost prea bun când am fost șef de stat. Eu m-am purtat ominește. Eu am făcut și multe greșeli, eu recunosc că am făcut greșeli. Dar cine nu greșește? Dar credeți-mă că din toate greșelile și din experiența pe care am trecut, eu am tras învățătură. Eu am înțeles ce se întâmplă în justiție. Eu cred că numai după ce ai 12 dosare penale și 3 dosare judecate, unde mergi de 2 ori pe săptămână împreună cu soția, eu cred că acum poate mai bine ca mare majoritate înțeleg ce este justiția în Republica Moldova. Cum am spus-o într-un interviu, și vine asta și cu țurul ea, cu Maria Ular, cum îi spune, chiar am venit la un judecat și a zis că domnul Dodon trebuie să veniți la guvernare înapoi, zic, hop, și să ți-o da voi zbărghești. Dar cum am mai spus-o? Da, sunt judecători și sunt procurori profesioniști, onești. Eu m-am ciocnit și cu de ăștia în perioada asta de o an jumate. Dar mare majoritate sunt corupți și trebuie fugăriți din sistem. Dacă vorbim de justiție.
Eu m-am ciocnit personal și știu despre ce vorbesc. Așa că, Victor, evident că trebuie să răspundă și o să răspundă. Вы партии СССР добиваетесь досрочных выборов. Вы не должны были отдать пост президента снова. Не должны были отдать пост президента мая. Знаете, мы ничего не отдавали. Народ так проголосовал. И мы, безусловно, народ так сказал. Мы уважаем мнение народа. Народ обманули. Сейчас люди это поняли. Об этом мне говорят каждый день и просят прощения, что голосовали за Майю Санду. Очень многие признают, когда встречаются со мной, Игорь Николаевич, вот мы сделали ошибку. И я уверен, что на следующих президентских выборах, неважно, кто будет во втором туре с Майей Санду проиграет. Еще раз, неважно, кто будет во втором туре, она проиграет любому. Потому что такой некомпетентной власти в Молдове еще не было. Конечно, идеально, чтобы были досрочные выборы. Вообще, вот я запускаю сейчас такую идею. Давайте проведем вместе президентские и парламентские выборы в один день. Дом на Майя Санду, дом на губернатор, так ну ватемец. Пончискил тюм банит доварь. А лежер президентиален том на лувитор, а лежер парламентарием варат доуми доушчинч. Хайде сфачим интрузии, а лежер президентиален парламентар. Эка трека лежер локали. Хайде сен декембри, януари, февруари. Я шедзем, opoziția, guvernarea și de comun acord. Convenim că mergem tata cu tare la legeri prezidențiale și parlamentare. Slabo? Haideți să facem lucrul ăsta. Что вы думаете о заявлении Попеска о том, что Республика Молдова может вступить в Евросоюз без территориальной реинтеграции Приднестровского региона? Я считаю, это предательство Родины. Приднестровье – это часть Молдовы. В Приднестровье живут наши граждане, молдаване. Поэтому ни в коем случае мы не должны отказываться от этой территории. Конечно, те, которые не думают о нашей родине, временщики, они готовы отдать все, чтобы понравиться своим кураторам. Но мы должны сделать все возможное, чтобы объединить страну, учитывая, безусловно, интересы Приднестровского региона. Это наши братья, это наши друзья. И только вместе мы сможем удержать страну. Приднестровье без Молдовы не будет существовать. И Молдова без Приднестровья не будет сильной страной. Мы должны объединиться вместе. Крису Татьяна, партиду пас зикуна швак алта. Алчева, ну под сайн кредери наша партида. Евзиденко, ну под сайн кредери. Дар ей сингур, ну штю, чё свака мыни. Ну штю. Орли спонди на фара цари. Ой, решала, не меряла, чувак. Вячеслав Иванович Борта. Игорь Николаевич, газул диундил примем. Пионди вини принцава веки не Русия, сау вини дин греча, румния, шунген. Дом Вячеслав, я вам спус, ам распус лача субъект шрис до сабна трекута, да репет инкодат. Газу вини дин федерация руса. Транзит прин Украина. Ну, вини майя сандуку газу, он бузунар дин греча, сау дин для Нью-Йорк. Я челаш газ русеск. Тарной лакитем, ну директор ушлор, а лакитем ла греч. Шченева, diferența o punem buzunar. Cine? Actuala guvernare. Foarte simplu. Așa cum a fost și anii precedenți când s-a bătut de joc din noi cu tarife înalte la gaz, exact același lucru se întâmplă și acum. Colegii care monitorizați, dați-mi, vă rog, doar întrebările, nu apreciere, ce sunt multe aprecieri, mult sănătate. Și... Так, ar fi bine să fiți președintele României. Или nu trebuie. Noi avem țara noastră. Las că are. Aveți voi în România oameni destoinici. Și noi stimăm, apropo, românii sunt frații noștri. Numai că frate, la fiecare stăpân la dânsul casă. Așa că frați români, toată aprecierea, am avut multe etape împreună, istorie comună, dar fiecare stăpân la dânsul casă. Și atunci nu avem nicio problemă cu voi. Georgescu Ștefan, ați fi de acord unirea cu România cu condițiile să deveniți membru премьер Румынии, и Румыния с фи мембра НАТО. Домнул Штефан Джорджеску, ничего даты новой акцепта ликидария статулы Республика Молдова. Ши пункт. Да, сун чей, кари ворбез дис при унире. Я интелег, ши аста есть опиния лор. Дар ной, маря мажоритатя читателей рачести цель, сун тем пентру цара ностра Республика Молдова. Шо со пестрем пентру копии ноштри. Ce părere aveți de promisiunile că se va ieftini gazul și când va avea loc această ieftinire? Mihai TikTok. Gazul trebuie să fie mai ieftin, lucrul ăsta e evident.
Păi noi dacă procurăm gazul cu 400 de dolari, da? Așa spune, 400, 450 sau 500 la sfie. 500 de dolari, mulțiți la cursul de 17 lei, mai puneți cheltuieli, gazul trebuie să fie în jurul la 10-11 lei maxim. Cât plătim noi? Cu mult mai mult. Vor ieftini ei gazul? Eu nu cred că o să ieftinească gazul. Nu o să ieftinească pentru că eu cumpărat gaz foarte scump și îl țin nu știu unde la păstrare. L-am cumpărat cu 1000 de dolari. Atunci când el nu trebuie. Și eu am spus cu schemele cele încă o să clarifice și la procuratură sunt entitate și cauze penale pe subiectul ăsta și o să ne clarificăm. Dar eu nu cred în promisiunile de ieftinire a gazului. Cu toate că gazul trebuie să fie mai mult de 10-11 lei. Dacă am fi noi la guvernare, el mai mult de 10-11 lei, acum n-ar fi. Dar noi am fi putut să păstrăm tariful de 4,60 lei pentru gaz pentru cetățeni. Victor Cerba, dacă a fost și o să fie mașenice, dar nu chiar capas. Ei o să intre în istorie când cineva vor face calcule cu cât ne-au furat în 4 ani. Trezire și proteste, nu bine. E adevărat că americanii sunt pe dealurile noastre, tot o întrebare de pe TikTok. Păi ați văzut. Apropo, tot respectul față de bărbatul cel care a ieșit și în engleză le-a spus lor ce căutați pământul nostru. Apropo, aceasta este un lucru care trebuie să-i pui în gardă pe Maia Sandu și pe restul. Ați văzut care e reacția? Un om simplu. El nu e socialist, el nu-i trimis de Putin acolo. El a văzut la dânsul în sat, pe deal, ostași americani. Păi asta trebuie să vă pună pe gânduri, pentru că dacă o să treceți limita, oamenii o să răscoale împotriva voastră. Dacă nu s-au ridicat după ce au fost prețurile, tarifele mari și multe alte lucruri, dacă nu o să înțeleagă că voi duceți țara în război, lumea o spui mâna pe furci. Eu lucrul ăsta vă spun 100%. Și eu o să fiu alături de oamenii ăștia. Nu o să vă întâlnească pâine și sare ca în Ucraina. Pe ostași americani sau europeni sau nu știu care. Aici oamenii o să pui mâna pe furcă. Deci asta e specific cu cetățeanul nostru. Noi nu vrem război, noi vrem pace. Dați-ne o pace și vă dăm două înapoi. Deci e adevărat? Clar că e adevărat. Și încă și tragere a făcut. Împușcau din tunuri lângă sat. Ирина, группа ученых из России и стран Центральной Азии здесь не пустили молодого. Что вы думаете по этому поводу? Я думаю, что нынешняя власть делает все, чтобы понравиться своим западным кураторам. Вот из нескольких стран НАТО выдворили десятки сотрудников посольства России, да? То же самое Майя Санду сделала здесь, в Молдове. Они хотят понравиться Западу. Поэтому творят этот беспредел. Вы знаете, если гражданин России хочет въехать в Республику Молдова, его не пускают. Либо держишь по 4-5 часов на таможне. А если въезжает гражданин Америки или Европы, так без проблем, чуть ли не хлеб с солью. И, конечно, это все аукнется. Аукнется тем, что нам некуда будет продавать наши яблоки, вот сейчас будет хороший урожай. Аукнется тем, что у нас мизерные цены на виноград сейчас. И фермер не знает, что делать с этим виноградом. Аукнется ценой на газ. И многое другое. Олег Мамикин. Правда, что зимой тарифы на свет подорожают? Олег, все зависит от того, откуда мы будем покупать электроэнергию. Если мы будем покупать дальше с Кучургана, я думаю, что цена не повысится, не должна повыситься. Потому что они дают самые низкие цены и хорошие условия. Для поставки электроэнергии в Молдову. Если вот эти, хотел назвать более жестко, которые у власти, начнут покупать из Румынии, конечно, она будет на 2-2,5 раза дороже. Поэтому нужно сделать все возможное, чтобы мы дальше покупали электроэнергию с Кучургана. Они хорошие партнеры, поставляют электроэнергию по очень хорошей цене. Здравствуйте, желаю вам больших успехов, Бог помощь. Также хочу участвовать в процессе выбора. Молдавский бюллетен есть. Ну, Любовь Петровская. Если вы в стране, без проблем, выходите на избирательный участок и голосуйте. Голосуйте вот за звезду. Это не избирательная кампания, то сейчас начнут меня... Аменде, заканчиваем кампанию электоральную. Астозборбим, хантим кампанию электоральную. Елизавета Рутар, носим тему Молдовен, но и время ладной инцары, шила, но и каску, и плача. Молдова, лас, плечи, уе. Сау Румыния.
Corect spuneți, doamnă, dar noi trebuie să respectăm opinia fiecare, sincer. Chiar și cei care sunt potriva mea, sunt de ăștia o parte a societății. Eu să aveți dreptul să aveți opinia voastră. Dar haideți să ne stimăm reciproc. Până la urmă, noi trebuie să facem tot posibilul ca aici acasă să fie liniște, pace, să trăim bine acasă, la noi, în Republica Moldova, pentru copiii noștri. Eu vă mulțumesc, vă urez sănătate, zile de odihnă liniștite alături de cei dragi. Ne vedem săptămâna viitoare. Mulțumim!